inele, broșe, pandantive și cercei, toate realizate din rășină. În timpul vostru liber vă propunem să vă achiziționați materialele necesare și să vă apucați de creat bijuterii inedite care dau un accent deosebit oricărei ținute. Rășina, ca și material de creat bijuterii, am descoperit-o câteva luni în urmă și mi-am dat seama că este un material foarte ușor de folosit și extrem de versatil, în sensul că se pot include în rășină nu doar pigmenți pentru a crea lucruri de o singură culoare, ci și lucruri, cum ar fi frunze uscate, scoici, cleștișori de crap, depinde, o amintire de la mare se poate transforma într-o bijuterie frumoasă. Pentru a lucra cu acest material este nevoie de multă răbdare și îndemânare, dar bijuteriile rezultate sunt de-a dreptul spectaculoase. Vreau să vă arăt un alt material din care putem face bijuterii, și anume rășina bicomponentă epoxidică. Este o rășină extrem de versatilă și de ușor de folosit, pentru că nu miroase, nu are vapor toxic, deci putem lucra în spațiu închis foarte simplu. Are două componente, și anume rășina în sine și întăritorul. Acestea două se combină, de exemplu, într-o cantitate de 100 de ml de rășină vom pune 60 de ml de întăritor. Aceste două componente trebuie să se amestece foarte bine ca procesul de întărire, de polimerizare a rășinii să aibă loc cât mai corect. Astfel încât după 24 de ore de la turnarea rășinii în piesa dorită, noi putem să o scoatem fără probleme. Cu ajutorul rășinii putem realiza atât broșe, cât și inele, cât și pandantive. Astăzi vom face un inel, o să vă arăt cum se face un inel din rășină de culoare roșie. În primul rând voi cântări cu atenție rășina și întăritorul. Le voi amesteca într-un vas separat, cât mai curat posibil, să nu existe impurități. După ce am omogenizat foarte bine cele două componente, rășina și întăritorul, am adăugat culoare și puțin pulbere metalică de cupru. Acestea am amestecat foarte bine și acum urmează faza de a turna în matriță de silicon ca să ne iasă inelul. După 24 de ore, după ce s-a întărit rășina, adăugăm un pic de adeziv și se montează cât mai central montura, baza pentru inel. Se lasă și acesta la întărit, în funcție de marca de lipici folosită și timpul variază. După ce a trecut timpul de întărire al adezivului, putem scoate inelul din matriță și așa arată. Poate purta și avem o bijuterie creată de noi, din rășină. Rășina este un material care necesită timp. Pentru a se întări are nevoie de cel puțin 24 de ore. Este recomandat ca bijuteriile realizate din rășină să nu intre în contact cu substanțe pe bază de alcool, deoarece au tendința să devină opace. De asemenea, pentru a vă bucura de ele vreme îndelungată, încercați să nu le scâriați și depozitați-le într-un loc ferit de acțiunea directă a razelor solare.